Salut, sunt Tiberiu de la cel.ro și azi avem partea a doua a traseului de la Diham la Omul, și anume Vârf Omul, Cabana Mălăiești, Șapte Izvoare și apoi Diham. De la Omul se merge lin pe culme, apoi există două poteci marcate prin care se poate coborî în căldarea de la Mălăiești. Cea mai bună e prima, cea mai apropiată de Omul. Mai e și varianta prin Hornul Mare, dar e cam abruptă și dacă sunteți mai mulți, riști să-i dai o piatră în cap celui care e mai jos de tine. Eu, din neștiință, nu am ajuns la Horn, ci am coborât undeva între cele două trasee. Dar voi să nu faceți ca mine, e mai bine pe marcaj. Puteți vedea pe filmare cât de proastă a fost ideea mea. Voiam inițial să ajung și la lacul Țigănești, dar cum eram în întârziere, am zis că pot să trăiesc și fără să-l văd. În plus, din filmarea cu drona apare o baltă mai mare, nu chiar un lac. Și oricum, căldarea de la Mălăiești este mult mai spectaculoasă. Fie că îți place la munte sau nu, odată în viață tot trebuie să ajungi în căldarea asta. O poți trece pe lista aia cu locuri frumoase de văzut în România. Vedeți și voi din dronă cât de sălbatică pare. După ce cobori de pe versant, în căldare, traseul e de voie. Poți să te bucuri relaxat de peisaj. La Cabana Mălăiești se poate mânca și bea una alta, chiar și alcool. Cazarea e undeva la 40 de lei pe noapte, dar nu au dușuri și WC-ul este afară. Nici nu te poți aștepta la altceva, judecând că e situată în creierii munților la 1720 de metri altitudine. Curiozitatea mea maximă e cum ajunge mâncarea aia acolo, pentru că nu poți urca nici cu mașina și nici cu ATV-ul. Am căutat pe net, dar nu am găsit mare lucru. Eu presupun că o aduc cumva de la Omul, pentru că la Omul se poate ajunge cu mașina, dar totuși iarna la Omul e cam greu de ajuns, iar Mălăiești e deschisă non-stop. Dacă știți voi și vreți să-mi ziceți și mie, lăsați vă rog un comentariu. Vă spusesem în clipul trecut că am făcut câteva trasee fără apă. Acesta este unul din ele și l-am făcut așa de voie de nevoie. Jumătatea mea de litru s-a terminat până în Omul, pentru că după pichetul roșu nu mai e apă pe nicării. Bine, nu chiar la pichetul roșu, ci cam la 10 minute de mers în poiana izvoarelor. Eu apa am băut doar când am ajuns jos la 7 izvoare, adică vreo 11 km am mers fără pic de apă. Există izvor și la Cabana Mălăiești sau puteți cumpăra ceva de băut de la cabană. Eu nu luasem bani la mine, iar izvorul l-am văzut după ce am trecut de el și mi-a fost lene să mă întorc. Ca și recomandare e să nu luați totuși multă apă, ci mai degrabă să aveți bani la voi și să cumpărați ceva de băut de la Cabana Omul sau de la Mălăiești. Banii sunt mai ușor de cărat decât un litru de apă sau 2, iar pe panta către Bușoiu 1-2 kg în plus pot face diferența. Vă mai zic acum și de alte optimizări care vă ajută atunci când sunteți pe munte. Prima din ele e să dați telefonul pe modul de salvare a bateriei. Și niciodată să nu plecați pe traseu fără să aveți bateria încărcată. Pe majoritatea râpelor nu e semnal și telefonul încearcă în disperare să-l găsească. Tocmai de aceea riscați să rămâneți fără baterie doar în câteva ore. Și iarna e chiar mai groasă treaba cu bateria dacă nu țineți telefonul la cald. De baterie aveți nevoie nu doar pentru poze, ci pentru a avea salvată harta offline a zonei în Google Maps, cât și ca să folosiți aplicația Munții Noștri. Pe aplicația asta am găsit până acum toate traseele pe care am fost. Vă ajută tare mult dacă e ceață sau dacă v-a prins noaptea. De asemenea, e foarte posibil să vă prindă noaptea pe traseu și să aveți nevoie de lanterne. Eu am pățit-o de mai multe ori, când încă nu auzisem de frontală sau când aceasta era acasă. În plus, Doamne ferește să pățiți ceva și să trebuiască să sunați la 112. Dar gata cu vorbăria, vă las mai departe cu peisajul. Iar dacă vă place ce fac, dați un like și un share. Și eventual, cumpărați ceva de pe cel.ro. Până data viitoare, fiți sportivi și să auzim numai de bine! Că îi puneți aici la